Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, continuăm așadar să parcurgem întrebările dumneavoastră, mesajele pe care ni le transmiteți aici pe pagina de Facebook AgroTV. Întreabă cineva dacă în momentul de față există măsuri care să încurajeze noile culturi și spune aici sorg, soia și așa mai departe. Ele sunt plante tehnice. Da, ele sunt prevăzute în lista care în cele din urmă conduc la obținerea numărului de souri, doar că în fiecare sesiune sunt prioritizate culturile, la fel cum se întâmplă și pentru zootehnie. Anumite proiecte sunt prioritizate și atunci dacă vor avea șanse de finanțare mai mari, nu putem ști decât în momentul în care ghidul este publicat și vom vedea pentru ce tipuri de culturi se acordă un punctaj mai mare. Altfel, ele teoretic pornesc cu șanse egale cu celelalte culturi. Doar că de la o ediție, de la o finanțare la alta, de la o ediție de finanțare la alta și de la un an la altul, lucrurile se schimbă. Ceea ce este încurajat într-un moment nu va fi încurajat în ediția următoare. Așa că în lipsa unor ghiduri clare care să aibă o listă de punctaj, nu putem ști ce șanse de finanțare ar avea un proiect pentru culturi tehnice. Bun. O altă întrebare vine din partea domnului Marius Mihăilă din județul Olt. Deține o suprafață de 2800 metri pătrați spații protejate și ar vrea să achiziționeze o centrală termică modernă pentru încălzirea în timpul sezonului rece. Ar putea găsi o finanțare pentru da, așa ceva? Da, cu siguranță este finanțare pentru linia care urmează să se deschidă pentru sprijinirea investițiilor în legumicultură, că mă gândesc, deși n-am spus, mă gândesc că legume are în spațiul protejat. Da, mă gândesc și eu, da. Și acolo își va putea cumpăra o astfel de dotare, iar în cazul în care este necesară și o altă investiție în producția de energie regenerabilă, nu doar încălzire, atunci și lucrul acela va fi posibil cu siguranță. E una din finanțările pe care le așteptăm în perioada următoare, deci ar trebui să pregătească, sigur, să pregătească documentele pe care le are și să înceapă discuții cu consultanții pentru a fi pregătit în momentul în care sesiunea se va deschide. Dacă proiectul dânsului nu va avea nicio componentă de construcție, atunci pregătirea este oarecum facilă și poate să fie gata de depunere în primele zile. Îl sfătuiesc să urmărească în continuare noutățile și să fie pregătit în momentul în care sesiunea se va anunța. Da, spune cineva, am început o finanțare pe fostul 6-4, numai că n-am reușit să o duc la bun sfârșit. Pot continua în actualul exercițiu pentru o agropensiune? Depinde în ce condiții s-a încheiat fostul proiect, pentru că dacă a avut contract de finanțare semnat și a fost reziliat, contează și motivul rezilierii, contează dacă a primit sau nu măcar o parte din bani, dacă i-a restituit sau nu, dacă are interdicție din partea firului de a depune o cerere de finanțare nouă, pentru că de regulă în cazul în care a încasat bani, dar i-a restituit și nu mai are alte litigii cu AFIR-ul, atunci poate să depună cu siguranță un proiect nou. Ori dacă este încă într-un litigiu cu AFIR, proces sau banii nu sunt restituiți, nu va putea să depună un proiect până când lucrurile nu sunt clare deja. Iar lucruri clare în cazul acesta înseamnă doar restituirea banilor și încheierea contractului de finanțare semnat. Bun, o întrebare venită din partea unui domn.
pe numele său. De fapt, văd că e o doamnă, Florin și Loredana Deleanu, dar doamna semnează mesajul, imediat vă citesc. Mă numesc Loredana, lucrez o suprafață de 11 hectare, soțul meu un număr de 13 hectare înscrise la APIA, mai avem și un număr de 10 bovine. Aș vrea să știu dacă mă încadrez și eu pentru un tractor cu utilaje. Da, cu siguranță. Și sunt mai multe finanțări. Acum depinde foarte mult și care sunt culturile pe care le are înființate, pentru că s-ar putea încadra la fermă mică sau pe alte măsuri de finanțare mai mari. Un tractor, sigur că trebuie să fie adaptat cu specificul fermei și cu numărul de hectare pe care dânsa le lucrează și are mai multe posibilități, inclusiv cu un tractor pe fermă, dacă n-am mai luat alte utilaje prin fonduri europene până în momentul acesta, sau liniile agricole de care am mai vorbit până acum. Finanțările sunt fie de 50.000 pentru fermă mică, până la 300.000 de euro pe alte tipuri de finanțări, deci are o gamă destul de variată de finanțări pentru partea vegetală, iar combinat cu zootehnia, în cazul, nu ne-a spus dacă dânsa sau soțul deține animalele respective, în funcție de solicitant, dacă prinde cumva la pachet și partea zootehnică, atunci finanțele sunt un pic mai mici în cazul acesta. Contează de asemenea și vârsta, pentru că se poate încadra și pe linia cea de 12, de până în 200.000 de euro, pentru tineri fermieri și fermieri recent instalați. Bun, dacă doamna vrea să vină cu toate datele astea, cu toate completările, ne poate scrie, așa cum o pot face și ceilalți, urmărindu-ne live și pe pagina de Facebook AgroTV. Aici mai adăugați și un comentariu, mai ne trimiteți și o întrebare pentru invitatul din această ediție de Agricultura la Raport. Domnul Dumitrache, apropo de energie verde, întreabă un telespectator dacă pentru partea asta de consum în gospodărie ar exista ceva finanțări, dumnealui are o sală de mulți și spune că ar fi interesat dacă ar putea să achiziționeze pentru așa ceva un sistem fotovoltaic. Poate să acceseze, sunt mai multe finanțări care i-ar putea rezolva această problemă a consumului, în cazul în care, acum sigur că nu știu care este necesarul de consum pe care îl are, nu știu cât de mare este acea sală de mulți pe care o deține, dar dacă vorbim de un proiect agricol, atunci sistemul de panouri fotovoltaice ar putea să fie în completarea altor utilaje pe care și le-ar dori și sunt puține finanțări, dar există astfel de finanțări în perioada următoare. Ori dacă vorbim de o finanțare strict pe panouri fotovoltaice, ca să-și acopere necesarul de consum, acolo n-aș putea să dau foarte multe detalii, pentru că nu știm care este necesarul de consum, nu știu care este investiția la care dânsul se gândește, dar finanțări sunt cu siguranță și își poate rezolva sigur problema aceasta consumului de energie. Da. Domnul Bolan întreabă dacă există pentru moment sau dacă va exista o finanțare dedicată atelierelor mecanice din mediul rural. Da, va fi de RE29 pentru investiții non-agricole. Activități non-agricole în spațiul rural este singura finanțare disponibilă, lăsând deoparte Startup Nation, care vine cu o finanțare mai mică. Acum, ceea ce e bine de știut pentru DR29, dezvoltarea afacerilor non-agricole la țară, teoretic, ideea pe care dânsul o are este eligibilă, se poate pregăti un proiect, se poate depune. Totuși,
șansele de finanțare sunt mai mari atunci când dânsul are o firmă cu activitate în spate. Și mai mari șanse ar fi dacă ar avea o afacere agricolă și acum își dezvoltă o activitate non-agricolă în cadrul acelei societăți. Pentru că, de fapt, ăsta este scopul principal al măsurii, să rupă cumva dependența celor din mediul rural de agricultură, care e totuși o activitate sezonieră, și să le creeze oportunități în alte domenii de activitate. Și atunci, dacă avem acest scenariu cu o firmă agricolă, cu istoric, de cel puțin 2 ani, 3 ani și își va activa un cod CAEN de prelucrări mecanice, atunci cu siguranță șansele de finanțare sunt maxime pentru perioada următoare. Tot timpul au fost așa și finanțarea este, sigur, nu putem să spunem că sigură, dar șansele sunt foarte bune. Bun, ne pregătim să luăm și 10 secunde de publicitate, după ne reîntoarcem. Hibrizii de tomate din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Bun, domnul Mircea Marinescu din Ialomița deține 80 de familii de stup și are un proiect pentru un magazin cu produse apicole, ar vrea să știe dacă mai poate achiziționa și alte familii printr-o finanțare europeană, familii de albine, evident. Ar fi finanțarea destinată fermelor de mici dimensiuni. Cred că se încadrează cu 80 de familii de albine, dar acolo ar trebui să ia în calcul și alte investiții. Sigur, își poate rezolva problema și poate să crească numărul de animale, dar își poate lua și alte echipamente de care are nevoie pentru prima prelucrare a mierii. Dacă are un magazin, înseamnă că și-a asigurat partea de desfacere și atunci poate să urmărească dezvoltarea pe partea agricolă, își poate crește numărul de stup și își poate lua echipamente pentru procesare. Domnul Tănase Laurențiu din Telerman lucrează aproximativ 700 de hectare împreună cu familia. Avem producții destul de slabe anul acesta, dar cu toate astea am fi interesați să achiziționăm un tractor. Există posibilitatea de a face lucrul ăsta, menționez că până în prezent nu am luat niciun proiect european. Da, sunt finanțări pentru acest tip de proiect. Acum un lucru pe care dânsul a spus și mi-a atras atenția ar fi faptul că spunea că a avut un an mai slab, un an agricol mai slab. E un lucru pe care ar merita amintit, faptul că la depunerea proiectului se verifică ca acea societate pe care dânsul o deține, fie că e vorba de PFA sau de SRL, să aibă profit. Există o, sigur, n-au ultimul an încheiat, în cazul nostru 2023, dar dacă nu are profit și are pierdere, singura soluție acceptată pentru depunerea proiectului ar fi să aibă un proces verbal de constatare a calamităților, caz în care pierderea va fi trecută cu vederea și proiectul poate să fie depus. Altfel, finanțarea este posibilă în liniile de finanțare care vor fi are proces verbal proces de calamități. Verbal, da. Asta este foarte bine și atunci poate să-și pregătească proiectul, poate să-l depună în momentul în care sesiunea va deveni activă. De asemenea, 300.000 de euro este finanțarea maximă, se adaugă apoi 35% cofinanțare, se poate face achiziția intracomunitară și evită în cazul acesta plata TVA-ului, care ar trebui plătit în schimb dacă este luat utilajul din țară. AFIR-ul dă posibilitatea cererilor de plată, ceea ce înseamnă că va plăti doar partea care îi revine dânsului din tractor, 35%. Tractorul este livrat,
depune cererea de plată și recuperează de la fir restul de 65% și face plata către furnizor. Și atunci, în felul acesta, achiziția intracomunitară și cu mecanismul cererii de plată nu are nevoie decât de 35% din fonduri, pentru că fir va plăti diferența către dânsul și apoi dânsul în termen de 10 zile către furnizorul pe care și l-a ales. Bun, haideți să trecem în revistă cele mai importante evenimente pe care le-am discutat în seara asta și mă refer aici în primul și în primul rând la măsuri, la cele două măsuri, la Startup Nation și Femeia Antreprenor, și să le mai spunem oamenilor calendarul cu ceea ce prevede pentru perioada următoare. O să încep cu Femeia Antreprenor, pentru că este o linie de finanțare deja deschisă. Proiectele se pot depune până pe 1 octombrie inclusiv. În momentul acesta sunt un pic peste 2000 de proiecte depuse. 1000 dintre ele ar fi selectate la finanțare, dar așa cum am văzut și în alte sesiuni, pe alte tipuri de proiecte, acolo unde nu contează ordinea depunerii, solicitanții așteaptă ultima săptămână, ba chiar ultimele zile, să-și poată face un calcul despre șansele efective de finanțare, să verifice câte proiecte s-au depus, care sunt șansele efective și mai apoi să ia decizia. Ceea ce înseamnă că dacă s-au depus 2000 de proiecte până acum, e foarte posibil să se mai depună alte 2000 de proiecte în perioada următoare. Concurența chiar și așa nu ar fi foarte mare, 4000 de proiecte pentru 1000 de proiecte câștigătoare nu este foarte mare, pentru că am văzut cazuri cu concurență mai mare de atât. Este bine de știut că pe Femeia Antreprenor se pot depune proiecte doar de către societăți care sunt înființate, au 2 ani încheiați integral și au profit în acei 2 ani, 2022 și 2023, și afaceri care sunt deținute de femei în proporție de cel puțin 50%. Pe de altă parte, urmează și Startup Nation în perioada următoare. Începe, spre deosebire de celelalte 3 ediții care au funcționat din 2017 până acum, ediția aceasta va începe cu o perioadă de cursuri de antreprenoriat la care solicitanții sunt obligați să participe. Mă rog, da, dacă își doresc finanțarea, vor trebui să facă mai întâi cursul de antreprenoriat. 40 de ore, de regulă este o perioadă comprimată într-o săptămână. Cursul este gratuit, vor primi o subvenție de 200 de lei după ce examenul este promovat. Este o măsură în felul acesta prin care participanții sunt păstrați în cadrul programului până la sfârșit, în așa fel încât să se atingă și indicatorii finali. După ce cursul este încheiat, își vor pregăti proiectele, vor depune și cei care primesc finanțare își vor face societăți și vor trece mai apoi să implementeze proiectele. Trebuie să creeze 2 locuri de muncă, să le păstreze 2 ani și, iarăși foarte important, ceea ce nu s-a întâmplat până acum, este că pentru șanse mari de finanțare, nu e obligatoriu, dar pentru șanse mai mari de finanțare, beneficiarii acestor proiecte trebuie să-și asume că vor face profit în anul următor. Ceea ce ridică sau deschide o gamă foarte mare de întrebări. Cât ar trebui să fie, care ar fi încasările care să susțină 2 locuri de muncă, materii prime, corect, și așa mai departe. Deci nu mai este o decizie foarte ușor de luat de către un solicitant dacă să înceapă un proiect de genul acesta sau nu, pentru că își asumă obligații foarte importante, nu doar să mențină afacerea, să-și angajeze 2 rude în firmă, ci să obțină profit. Ori profitul în cazul acesta cu 2 angajați ar trebui să aibă încasări cel puțin 10.000 de lei pe lună și să țină afacerea închisă ca să obțină și profit la sfârșitul anului. Greu. Destul de greu, mai ales că sunt vizate persoanele care n-au mai avut o afacere în trecut sau care, chiar dacă au avut afacere, sunt totuși persoane care au condus afaceri micuțe. Sunt vizate persoanele din mediul rural, persoanele șomere, persoane care au nevoie neapărat de acel curs de antreprenoriat și chiar ar fi insuficient,
având în vedere obligațiile pe care și le vor asuma. Ne scrisese mai devreme doamna Loredana cu acea suprafață de 11 hectare, soțul 13, înscrise la Apia și 10 bovine. Și dacă se încadrează la un tractor cu utilaje, uitați că revine cu câteva date și zice, eu am vârsta de 40 de ani și lucrez 11 hectare, jumătate făneață, jumătate cultură mare, iar soțul are 13 hectare cultură mare. Dar poate ne spune și cele 10 bovine pe cine da, sunt ambele înscrise, da? Ambele ferme, ambele persoane și dânsa și soțul îndeplinesc condițiile cel puțin pentru fermă mică, iar cel care deține bovinele cu siguranță că va depăși plafonul de fermă mică, dar poate fi, având în vedere vârsta, un proiect pentru tineri fermieri instalați sau recent instalați. Și în cazul acesta proiectul poate merge la o valoare mult mai mare, 200.000 de euro. Bun, și acum haideți pe final să veniți și cu calendarul, cu noutățile despre care ne-ați spus la început câte ceva. Nu de alta, dar vreau să îi punem în temă, în gardă, pe cei care se gândesc în viitor să acceseze anumite măsuri sau submăsuri. Una dintre primele măsuri care vor fi deschise ar trebui să fie investițiile în tehnologii forestiere. Cei care au firme în acest domeniu pot lua până la 500.000 de euro și e o finanțare prevăzută în luna iunie, amânată până acum, probabil că va fi deschisă în octombrie. Este prima, sau așa ne așteptăm să fie prima finanțare deschisă, urmează mai apoi investițiile pentru legume și cartofi, de asemenea finanțări pentru fermele mici, tinerii fermieri cu vârsta până în 45 de ani sau cei recent instalați, iarăși vor putea să primească finanțare, hamei și struguri de masă, este iarăși o finanțare prevăzută pentru octombrie, dar care probabil va fi ușor amânată, floricultură, plantele medicinale, iarăși, deși au finanțări un pic mai mici decât celelalte, sunt finanțări importante, pentru că, de regulă, o afacere de genul ăsta se face pe suprafață mai mică și atunci finanțarea ar trebui să fie suficientă. Bun, ce să spun? Sper că cineva din cei care ne-au văzut, ne-au urmărit, să fi fost cu adevărat interesați de a deschide o linie de finanțare, de a veni către astfel de măsuri și spun eu că în astfel de momente pot fi și oportunități. E destul de dificil, e destul de greu, dar poate că având un consultant bun, știind ceea ce trebuie să faceți, reușiți să câștigați astfel de bani care fac afacerea dumneavoastră mai performantă. O țin pe linia de plutire și lucrul ăsta contează tare mult. Vedem cât de importante sunt utilajele în economia unei ferme, cu atât mai mult cu cât forța de muncă a devenit un lux. E din ce în ce mai greu de găsit. Oamenii sunt motivați suficient în anumite ferme și cu toate astea nu se ridică la nivelul angajatorilor. E bine așadar să urmăriți astfel de întâlniri, astfel de discuții, pentru că niciodată nu știi cum poți prinde o finanțare, mai ales că vorbim și despre tehnologii care se tot schimbă, se tot modifică. Data viitoare poate abordăm și proiecte și măsuri pentru cei care vor să schimbe gama de utilaje și să treacă de la cele clasice convenționale la cele moderne, minim till, strip till sau chiar no till. Bun, mulțumesc încă o dată domnul Dumitrache, le mulțumesc și celor care ne-au văzut, care ne-au urmărit. Mâine seară, ca de obicei, aici la Agro TV, la Agricultura la Raport. Până atunci, sănătate multă, să auzim de bine. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.